Adică vă dați seama în ce hal ne-au adus ăștia care controlează presa, că s-a ajuns să se zică despre un jurnalist care pune niște întrebări legitime unor politicieni la un eveniment public, aia nu e jurnalist. Păi cum nu e? De când nu e jurnalist să întrebi un politician? Ei ce au vrut să facă? Ei au vrut să relanseze în politică. Și au vrut să se valideze moral la un eveniment cultural alături de persoane onorabile. Pentru că ei când făceau știrea, după aia nici n-au mai dat Antena 3 prea mult cu Voiculescu cu cartea, că ieșise nasol. Dar ei, dacă nu ieșea nasol, îi dădeau știrea și îl dădeau pe Voiculescu și-a lăsat cartea, după aia îl dădeau pe Liceanu, îl dădeau pe ăla, îl dădeau pe ăla. Și prin asociere, e o chestie din marketing, prin asociere asociezi două imagini. Domn profesor. L-ai spălat, ai spălat niște infractori, ceea ce nu se poate așa ceva, adică... Ar fi putut să facă măcar jumătate din cât ați făcut cu Voiculescu, că acolo ați făcut implozii la o bombă. Vreau să fac o bombă acolo, adică deci exact să relanseze pe ăsta pe... De ce vă spun, eu stau în fața oricărui mare ziarist din țara asta, oricine vrea să vină, deci eu stau în fața lui. Cristoiu, Tudor Popescu, cine, oricine, cu toți la un loc, că au experiență. Eu stau în fața lor, o oră, în live sau la orice televiziune și le demonstrez cu argumente, dacă e nevoie pe clipboard, le scriu, ceea ce am făcut eu este jurnalist după toate standardele jurnalismului. Nu că e Gonzo. Și o luăm, nu există Gonzo. O luăm așa, deci ca la proces. Cine sunt părțile, da? Eu sunt jurnalist, am diplomă de jurnalist, deci am studii, am experiență, da? Ei sunt persoane publice, deci sunt subiecte ale jurnalismului, sunt politicieni. Locul în care de câte ori m-am întâlnit cu ei, cu Dragnea, cu că nu numai, e și Tudorel Toader, nu știu dacă ați văzut, la Parlamentul European l-am prins. Sunt și alții, Pleșoianu și așa mai departe. Toate locurile în care m-am întâlnit cu ei au fost locuri în care ei au venit în calitate de politician, nu de persoană fizică. Toate întrebările pe care le-am adresat acestor oameni au fost pe un ton civilizat, deci le-am vorbit cu dumneavoastră. Am păstrat, dacă ați văzut, eu nu l-am atins pe Năstase, nu l-am atins pe Voiculescu, deci am păstrat un body language conform cu standardele jurnalismului și le-am pus niște întrebări legitime pe subiecte de interes public. Ce este într-adevăr? Singurul lucru care este exagerat, dar nu nejurnalistic, insistența pe cuvântul infractor. Da. Ceea ce este o insistență legitimă, pentru că și aici ei nu înțeleg. Ca să știe lumea, am mai zis chestia asta. Deci eu am avut emisiune la B1. Eu am fost lăsat fără emisiune pentru singurul și unicul motiv că toți șefii îmi spuneau nu-i mai spune infractorului Dragnea și eu insistam să-i spun infractor. Și ei îmi spuneau nu-i mai zice că sună, că nebunește, că moare de ciudă că-i spune infractor. Și eu le explicam. Da, și eu le explicam, oameni buni, cuvântul infractor, când eu îl pronunț ca jurnalist la televizor, îl scriu în ziar sau pe rețele sociale, nu este un epitet pe care eu îl arunc acelui politician. Este mediatizarea unei sentințe în altei curs de casație și justiție. Corect. Niciunde în țările, Marea Britanie, de exemplu, care are codul deontologic BBC, nu știu, Statele Unite, nu știu, codul deontologic Reuters, Associated Press, da? Niciunde în acele țări, niciun jurnalist nu își permite să cenzureze o hotărâre în altei curți. Deci nu există așa ceva. Deci acolo, dacă un politician e condamnat și e infractor, din momentul respectiv, toți jurnaliștii cât se referă la el, dacă el insistă să rămână în viața publică, spun Mr. Boris Johnson condamnat pentru că... Nu există așa ceva. Pentru că este un element de informare publică foarte important. Publicul trebuie tot timpul să știe că ăla este infractor. E esențial pentru analizarea activității lui. Când nu e cenzură. Când nu e cenzură. Deci toți cei care m-au criticat pe mine au, fie unii au avut comandă, pentru că am reușit să văd și ce interese sunt. Că sunt fel și fel de interese. Nu vă imaginați ce interese poate să fie. Sunt firme de PR care lucrează pentru PSD, cu personaje care au legături peste tot. Deci e o nebunie întreagă. Fie au făcut-o că au avut interese, fie unii au făcut-o pur și simplu de ce au făcut-o unii dintre ei, după părerea mea. Au făcut-o, cred eu, cumva de frică pe faptul că publicul a avut o reacție la care nici eu nu mă așteptam să fie pagina mea de Facebook să sară de la 30.000 la 70.000 în 48 de ore. Deci nu mă așteptam la așa ceva. Și ei s-au temut probabil, bă, ce ne face? Că acum publicul
Și a dat seama că de fapt așa trebuie și făcut. Și nu e posibil să fie și o invidie. Și nu invidie, nu cred că a fost frică, pentru că ei știu că din cauza că sunt la patroni, nu poate să facă ce ar trebui să facă. Da. Și atunci au zis: "Bă, trebuie să facem ceva, să spunem că nu e în regulă, că nu știu ce, că după aia fi toți ăia." După aia publicul nostru să ne acuze pe noi: "Bă, dar voi de ce nu vă faceți treaba ca lumea?" Și bănuiesc că a fost strict de frică. Imaginați-vă o secție de poliție unde sunt corupți, au tot șpaga, au șef corupt și vine unul și începe să dea amenzi. Și nu ține cont. Normal că e lansar pe el și spune: "Bă, tu ești nebun, tu ce faci? Te-ai apucat să aplici legea? Păi pe noi nu ne întrebi, nenorocitule." Da, pentru că e definit ca cartea corupției. Exact. Apo, știți care e faza? Știu ce e online. Meseria mea e de jurnalist, de reporter, sunt în online și o iau de la zero dacă e nevoie. Șterg toată tabla, șterg tot și o iau de la zero. Și asta am făcut. Și asta o să fac. Cât timp pot să rezist, asta voi face și în continuu. Dar nu pot să fac. Ar vrea el, Dragnea, să aibă o linie cu cineva de la Google sau de la Zuckerberg, da? Să aibă o linie cu mare cu Adamescu, care a fugit la Londra de dosarele penale, cu mare cu Andronic, care este dublu inculpat, cu mare cu Voiculescu, cu cine a lucrat și așa mai departe, da. Ar vrea ei. Norocul nostru cu rețelele sociale.